mii de capuri pe 30 de femei care să strige tare. Urzu! Deci bate joc de ei. Dacă Urzu îți pare, ce să facă Abi? Cine îi mai dă valoare? Îl știe jumea unui e. Urzu! Urzu! Pentru Ciprian, pentru Haladeală! Și pentru Goie, 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 Goie! Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările. Ce faci, mă? O dai cu mine? Ridici mâna la mine? Dai în glume cu mine? Păi nu tu o dai în glume cu mine. Deci ce dai, mă, mine? Stai că am telefonul pe neînțeles. Zici că nu auzi? Da, păi am nervo auditiv. Da, problema mai tare cu tine, că văd că nu lipsă. Păi nu, e, în fine. Eu v-am zis, înregistrația asta... Ce să înregistrez? DVD-ul și probele. Nu mi-a ajuns nicio plângere. Ascultați! În momentul care ajunge plângerea, atunci vii cu CD-ul, te va nu, ascultați-mă, și eu dacă iau bătaie... Și eu dacă iau bătaie... Domnul, voi înțeles sau nu înțeles cum stă cu situația de urgență? Domne, și eu dacă chiar, iau bătaie... Chiar trebuie să primești și amendă pe om pentru pentru ce? Militară? Pentru ce? Spune-ți pentru ce? Păi care este urgența? Păi uitați-te aici, urgența! Nu este nicio urgență! Ba da, e urgență, că la ăla când am intrat... La poliție să-mi lași un DVD nu este urgență. Ba da, e o urgență, că e o căută pe ala. Atâta timp cât nu ai nicio plângere depusă aici. Și nu te-a chemat nimeni. Am și la, ascultați-mă, a venit... Mă ascult sau nu, mă lasă să vorbesc? A venit domnul Ciocanu. Mă lasă să vorbesc sau nu? Da, de ce tip ai? Dacă nu mă lasă să vorbesc... De ce tip ai? Păi nu, dar de ce tip ai? Ascultă-mă, omule, mă ascult sau nu? Da. Deci, fiind situație de urgență. Da? Ăsta nu e un motiv să vii la poliție. Lovir și alte violențe, e infracțiune penală. Mă ascult sau nu? Vreau să depun... În momentul în care va veni plângerea pe care ai depus-o la parchet, m-ai înțeles până aici? Am depus două și la IPG. Mă asculți? Am depus două și la IPG. Bine, mă asculți? În momentul în care va veni plângere de la parchet, de la IPG, de unde ai depus-o, da? Asta este procedura, acum, cu COVID-ul, cu situația de urgență. În momentul care vor veni uitați sau nu declarațiile. Păi nu, dar uitați declarațiile. Asta nu este o declarație să te prezinți la poliție, să ieși pe stradă. Ba da, ba da. Declarația este un tipizat. Ba, lăsați, domne, că nu scrie. Nu e nicio problemă. O să ții și amendă pentru treaba. Păi o să-mi iau, domne. O să ții, pentru că te-ai deplasat nejustificat. Da, domne, m-am deplasat. Situația de urgență este... Este până pe 15 în picioare, ascultați-mă, da? Ascultați-mă, situația de urgență e că ăla mă pândea când am intrat în cale și în... Și ai zis că ai depus la parchet, da? Da, și ai acum... Ai depus și la IPG, da? Da, înștiințări am depus la IPG. Nu ai înștiințări, la parchet ai depus online. Plângerea penală, am trimis-o prin e-mail. Bun, domnul Ciocanu... Procedura e în felul următor, mă ascult sau nu? Domnul Ciocanu... Mă ascult sau nu? Ascultă-mă, după aia te las să vorbești. Deci, procedura în cazul pandemiei e următoarea. Ai depus online plângerea. Da. Plângerea cum va veni la noi, mă ascult sau nu? Da, și în seara asta, da, în seara asta, dacă ăla dă în mine, mă las să vorbesc sau nu? Ce se mă las să vorbesc? Ce se întâmplă? Că mă las să vorbesc sau nu? Nu se întâmplă nimic. Mă las să vorbesc sau nu? Ai depus plângerea la parchet, da? Da. Bun, în momentul în care vor veni dispoziții, că se vor cerceta dosarele în lucru, odată cu plângerea dumitale când va veni la noi, și când vor veni dispozițiile să dăm drumul la lucrări, să chemăm persoane în audiență și toate cele, atunci vei fi chemat de către un coleg de-al nostru care îți va instrumenta lucrarea și vei depune ce probe dorești dumneata. Nu, eu nu am înregistrarea. Atâta timp, m-a spus sau nu, atâta timp cât eu nu am plângerea ta,
nu am unde să depun acest CD. Uitați. Nu am cum să-ți dau număr de registrare. Nu am unde să conectez această formă. A fost apel 112. Ascultați-mă ce scriu aici. Te rog. Prin care, în temeiul articolului 81 aliniat 1 litera B CPB, propun spre administrare ca probe și depun la dosarul. Mă ascultați? Mă ascultați? Ți-am spus, asta e procedura, gata. Un dividit cu semnătura mea. Ți-am spus, când vei fi chemat, atunci îl depui. Ca să aduci un dividit, nu este urgență. M-ai înțeles? Vrei ba să da, e urgență. Riști și vreo amendă. Riști și vreo amendă. Domnul, dacă te găsesc colegii pe stradă și nu le prezinți declarația, riști vreo amendă. Da, uite aici declarația. Bine, treaba dumneavoastră. Păi ce? Ce declarație? Ți-am explicat, tipizat. Nu e, ba da. Păi tipizat, ce vrei să... Da, că... Da, o zi bună. O zi bună. O zi bună. Deci nu mi-e refuzat să mi-e înregistrezi. Ce să-ți înregistrezi? Asta. Ce? Probele. Ce probe? La ce? Acuna, la nu am plângerea dumneavoastră, mai înțeles? Păi a completat domnul Ciocanu un raport. Ce raport? De constatare. Ce raport? Un raport pentru evenimentul respectiv, când s-a deplasat la audiență. Când te vor chema la audiere, vei veni cu probele. Și dacă în seara asta ies din scară și iar... Probele se administrează în cadrul audierii cu declarație dată în fața organelor judiciare. Nu la ofițerul de serviciu. M-ai înțeles? Ba da. Ofițerul de serviciu... Se depun. M-ai înțeles? În fine. Deci nu vrei să-mi înregistrați, nu? Tu mai domnul Ciocanu, mai înțeles care e procedura? Și domnul Ciocanu a completat un raport de eveniment. Așa. În fine, și eu vreau să depun probe. La raportul ăla pe care l-a completat domnul Ciocanu. Probele le depui la o plângere. Păi și le conexezi la plângere. Plângerea. O să vină plângerea și o să te cheme să le depui. Ce, dispare CD-ul? Dispare... Nu dispare CD-ul. Ascultați-mă, da, dacă ăla mă lovește iar, ce se întâmplă? Cine răspund? Dumneata? Răspund. Dumneata, tu nu înțelegi că dacă depui CD-ul ăsta acum, nu are nicio relevanță? Ba da, are o relevanță, că se ia la... Nu are, atât timp cât nu este declarația domitale, nu are nicio relevanță. Se ia în considerare și veți avea... Hai, deci te rog, domnul Burzu, m-ai înțeles sau nu? Și veți avea... M-ai înțeles sau nu? Ascultați-mă, veți avea un temei legal să-l chemați pe respectivul. Că mi s-a spus că în 90 de zile eu am depus o... Domnul Burzu! Da. Ea interesează-te la parchet. Da. Sună frumos și întreabă. Păi nu! Domne, care sunt dispozițiile? Nu! Cum se cercetează acum dosarele penale? Nu mă interesează! Privind situația pandemiei. M-ai interesează sau nu? Pe mine mă interesează că eu poate mi-au o lovitură, poate mi-au un capac și în seara asta, sau poate mi-au un capac și în mâine. Mai auzi sau nu? Sau poate intră... Sună-te rog la parchet, că noi nu facem de capul nostru. Sau poate intră la mine în casă. Sau nu mă auzi? Cum m-a amenințat? Păi, dacă vorbești într-una peste mine, du-te unde dorești dumneata. Hai, cum a amenințat pe 13 aprilie? Că ce morții motiv vrei să intru peste tine în casă? Așa m-a amenințat. Păi eu vreau să depun probe și nu mi le primi. Depune-le la parchet, trimite-le prin poștă la parchet. Cum să le trimit? DVD-ul? DVD-ul? Da. DVD-ul cum să-l trimit? Așa. Da, îmi dai dumneata 8 lei să cumpăr plicul ca să o trimit? Da, dumneata, păi n-ai înțeles că s-a dat dispoziție să nu primim decât online prin față. Da, bine. Nu știu dacă s-a dat dispoziție. Asta odată, doi la mână, m-a spus eu am fost pe cea nu de are aici. Niciun motiv legal să fie aici, acum. Ba da, aveam un motiv legal. Dar cineva acum pe stradă? Da, acum? Nu acum, da. Acum 3 zile? Nu, luni, acum 2 zile. 3? 2. Suntem în 29, pe 27 m-am luat. Azi a 3-a.
A, ziua 3, închine. Da? Urgență, știi ce înseamnă urgență? Da, urgență. Acum imediat. Ăla m-a luat la capace și nu e prima dată, domnule. Hai, domnul, te rog. Dacă aveai ceva urgent acum, în momentul de față, ok. Te înțelegeam să fii aici la poliție. Da, mă înțelegeam. Colegii ți-au transmis clar. Depui plângerea online sau cum vrei, domnule. Da, așa, și eu vreau să depun și probele. Da, probele că vei fi chemat la audiere. Ok, bine, așa să... Am telefonul pe înregistrare. Da, bine, du-te cu el. Da, domnule. Bine, domnule. Am înțeles. La 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 la